Voi e verde, pui de cimbru, voi rămâne.
Băi, stai să-l ajutăm pe domnul președinte aceea, că nu e nimic ce facem. Haideți, domnul președinte. Și eu povestesc tot. Băi, da. Continuăm cu premierile. Premiul 3, secțiunea Poet Patriotic, doamnei Mioara Baciu Galați, în semn de apreciere și respect pentru sentimentul patriotic, convertit în alese cuvinte poetice. Bună ziua, vă mulțumesc din suflet pentru premiu, mă bucur de reîntâlnire. Salut și eu prezența fraților basarabeni aici, cu respect și cu dragoste. Și parafrazându-l pe Marin Sorescu, aș vrea să spun că poezia, și pentru mine, ca și pentru el, reprezintă locul unde mă întâlnesc cu sufletul și aș vrea să rămână această stare. Pentru că poezia este cea mai frumoasă stare în care se poate afla sufletul. Poezia este iubire, iar iubirea este poezie. Vă mulțumesc! Bravo! Premiul 3, secțiunea Poem Patriotic, se acordă domnului Adrian Stănilă. Premiul 3, secțiunea Poem Patriotic, se acordă doamnei Lăcrămioara Teodorescu Odovești. În semn de apreciere și respect pentru sentimentul patriotic, convertit în alese cuvinte patriotice, poetice și patriotice. Hai, uitați-vă și aici, da? Așa, gata. Premiul 3, secțiunea Poeme de Iucă. Da. Premiul 2, secțiunea Poem Patriotic, se acordă doamnei Monica Mihaela Gheorghe, București. Premiul 2, secțiunea Poem Patriotic, doamna Mirela Cupani. Este de la Timișoara, o să o Premiul 1, secțiunea Poem Patriotic, doamnei Georgeta Muscăoana, Galați. Felicitări! Muscă, dar așa mai mare pe. Știu că n-a fost de bine. Muscă, mușcă.
Premiul întâi, secțiunea Poem Patriotic, doamnei Daniela Conovală, București. Este vreun reprezentant? Bravo! Felicitări! În semn de recunoaștere și prețuirea meritelor sale poetice. Premiul 3, secțiunea Poeme de Iubire, se acordă domnului Constantin Mosor, București, în semn de recunoaștere și prețuirea meritelor sale poetice. Premiul 2, secțiunea Poeme de Iubire, domnului Petre Pârnu. Reprezentant legal. Legal. Asta ești reprezentantul tinerilor astăzi, da? Premiul 2, secțiunea Poeme de Iubire, doamnei Doina Moritz, Cluj-Napoca. Premiul întâi, secțiunea Poeme de Iubire, doamnei Geta Arsenescu. Premiul întâi, secțiunea Poeme de Iubire, doamnei Rodica Ochiș. Premiul întâi, secțiunea Poeme de Iubire, se acordă doamnei Florinela Rusu Timișoara, în semn de recunoaștere și prețuire a meritelor sale poetice speciale. Felicitări! Suntem cu toții frați! Da! Domnul este Basarabia. Hai să vezi și poți să cine crezi. Da. Hai, domnul, cât cum? Îi place să stăm în față. Hei, domnul, că acum poți. Domnul Dulescu. Domnul Dulescu. Așteptați-vă. Mulțumim. Mulțumesc. Pentru că e o mică pauză și pentru că festivitatea noastră de premiere se apropie de final, după cum vedeți, aș vrea și eu să... Aude? Aș vrea să mulțumesc unor oameni care au fost mereu alături
despre sora mea am spus. Îi mulțumesc prietenei mele, Carmen Pașturescu, cea care ne-a dat cu frigii și ieri și astăzi, a fost mereu alături de noi. Colegii mele care au venit de la Ploiești, de la Liga Scriitorilor Români, Felice, am uitat mereu doamna aceea frumoasă, că a venit astăzi să fie alături de noi. Îi mulțumesc prietenului meu, domnul Gigi Oamea, de la colegul mine la Liga Scriitorilor, filiala Brașov, pentru că mi-a stat de rânduri. Vă mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți astăzi în sală, celor care au fost premiați. N-avea rost să vă mai spun numele, pentru că vi s-a spus numele atunci când ați fost chemați. Dacă am uitat pe cineva, îmi cer iertare. Și îi mulțumesc domnului Marian Rădulescu pentru că ne face poze. Bineînțeles că n-am cum să-i mulțumesc domnului Ioan Nicolae Mușat, îi vom mulțumi și mai târziu pentru tot ajutorul, pentru sprijinul pe care mi l-a dat de fiecare dată. Și o aștept pe Florentina. Și bineînțeles pe Florentina. Florentina a venit. Pentru că nu există iubirea ca o poezie fără dar ar mai bantine dragoste. Și pentru că tot am dat premiile pentru un poem de iubire și pentru că Marilena este fan, dar ar naiba tine dragoste. Iar vă invităm la dans, ce să facem?
aici, mă fac. Thank you.
venit astăzi alături de mine, dar nu este acum în sală, voi doar de Bulgaru. Pe cine am uitat, doamna Mariana Gavrilă, care este din nou alături de mine, mulțumesc și fiți la ei. Pe cine am uitat, prietena mea, Cornelia Rințeanu, care întotdeauna mi-a fost alături. Mulțumesc de suflet, mulțumesc și lui Marius Valiu Covasu la ei, care la fel ca ea a fost întotdeauna alături. Mulțumesc de suflet, cine mai e aici? Domnul Dinu Ionel a fost la mult în sală mai devreme, îmi mulțumesc și prin a lui pentru prezență, dar mi-a rătuit, nu mulțumesc mult. Pe doamna Elena Udrițeschi, mulțumesc din suflet. Domnul meu, cum îl cheamă, domnul care acum este prieten foarte bun, dar care a început în cercat. Mulțumesc din suflet. Titura Gheru s-a și eu mă bucur că fiecare prezență. Vă mulțumesc tuturor! Iubirea ca o poezie nu mi se datorează, se datorează vouă tuturor. Și sperăm să ne bucurăm în continuare de ea. Florentina? Continuăm. Premiul special al Legii Scriitorilor Români Filele la Brașov se acordă domnului Victor Copza, Cunghien, Republica Moldova. În semn de apreciere, ai vorbului de acord și o mai adus poezie. Dragu! Felicitări! Întuneric e mai bine. Deci vă luați. Premiul special al Legii Scriitorilor Români de la Brașov se acordă doamnei Aliona Sfătaru, Republica Moldova. În semn de apreciere ai fondului creator și omagi adus poeziei. Felicitări! Una citește, una scrie, așa scrie. E bine și așa. Așa? Premiul special. 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 Acest domn Negoiță a înființat Liga Scriitorilor Buzoieni, luând din Liga Scriitorilor Brașoveni o parte și m-a rugat să fiu de acord cu consimțământul și al președintelui național al Ligii Scriitorilor Români, domnul Țene. La început parcă n-am prea fost de acord, dar m-a rugat frumos. Apoi am mai avut întâlniri, n-am crezut nici o clipă că va dispărea atât de repede, un om meritos, un inițiator care merită din plin. Dar parcă am înțeles eu că mai e cineva aici care vrea să-l elogieze pe domnul Negoiță, unde e? În pauză am discutat cu o doamnă care a spus că îi datorează domnului Negoiță toată cariera sa și iată ce înseamnă un inițiator. Angela Petre, buzoianca noastră, prin care a spus în deșteptările. Da, dumneavoastră a vrut să elogieze personalitatea. Vă las să o medaliați pe doamna Angela Petre. Dar nu cu partea Angela.
Angela este pasamară. Domnul și noastră medaliescu, doamna. Tare, cum să n-ai? Înțeles, dar ce trebuie? Da, domnule, voi să zâmbește, se bucură. Acum, păsărica! Zic-o păsărica! De cum e? De păsărica la mine? Nu vreau să-l dau. Nu se poate, vreau să-l facă la corpul. Mulțumesc în primul rând Marilene Răghinaru, care a organizat acest concurs și știu că nu este deloc, nu a fost deloc ușor. Mulțumesc juriului și mulțumesc lui Dumnezeu că probabil așa ar trebui să fie. Domnule Goiță, astăzi ar fi fost ziua dumnealui dacă ar fi mai fost printre noi. Deci o coincidență atât de mare, pe 4 iunie anii 50 a venit pe pământ și îmi pare rău că nu am reușit viața asta să discut cu dumnealui, dar probabil că spiritual a făcut-o deja. Vă mulțumesc! Asta face poezia, ne prelungește existența. Deci, continuăm să scriem. O pe orice Maria, Tatăla Văloaie, să urmeze un premiu special. Pe premiu special Anca Maria David, pentru că erau seamănă foarte mult, două persoane la fel de sensibile. Și o invit pe doamna Mirela Cocheci, la Petrușani. Diploma să fie diploma pe verticală. Așa, așa. Orizontală. Pe orizontală. Maria, da, nu. Așa. Și cartea la mulțumesc. Așa. 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 Mulțumim, mulțumim, să rămână. Nu întâmplător s-au așezat una lângă cealaltă. Cine ar putea să mâneze premiul special Valer Popean, dacă nu mi-era la Minuța Alexa, unei doamne care la a doua ediție a câștigat trofeul. N-am știut că va veni în concurs. Deci? Dar pe aici mai înaltă, nu? Special Valer Popean se acordă doamnei Mirela Grigore de la Râmnicu cu Săracu. Valer Popean, un scriitor pe care eu încă sunt prezent aici lângă noi și cred că așa va rămâne pentru mult timp. Un om deosebit, un membru ASCIOR, membru de bază, președinte ASCIOR, ne-a fost întotdeauna un adevărat prieten și mulțumim mult pentru... El ne aude de acolo de sus. Mulțumim, Valer, că încă ești cu noi și vei rămâne cu noi. Și felicitări din tot sufletul. Chiar să ne Felicitări din toată inima, un premiu bine meritat, un premiu bine meritat. Felicitări din toată inima și încă o dată mulțumim în primul rând lui Valer că este aici cu noi și simțim prezența. Mulțumim, Marte. Dar acum o invit alături de noi pe doamna Susina Acheana să mâneze un premiu pentru muzicalitatea versurilor, care nu a ajuns pentru că am vrut eu, ci pentru că așa a fost să fie, unde a vrut. Da, pentru că domnul Mane Acheana a cântat și pe versurile acestei poete. Da. Deci, ca să pot să urmez acest minunat trofeu, din partea să
Și să zic, cred că știam să bucur acolo sus. Și astăzi cred că... Către noi cu diploma! Către noi cu diploma! Către noi cu diploma! Pentru că am invitat surpriză! Către noi cu diploma! Diploma! Diploma!
Așa, acum avem raportat. Domnul Nidorel Manca și cel care a creat aceste diplome, bravo, se îndemnată considerație că ținirile și cunoștințe pentru conceperea și realizarea artistică a diplomele premianților și participanți la antologiei Breaca o poezie. Felicitări! Bravo! Ce mai avem aici? Arătați diploma domnului Ioan Nicolae Mușat, în semn de omagiu, prețelire și recunoaștere a meritelor sale politici oferite antologiei Breaca o poezie și a contribuției sale implicite la manifestările Festivalului Internațional din Breaca o poezie. Ce ai făcut? Mai ai loc de diplome? Ce ai făcut? Mai ai loc de diplome? Nu, că l-au bocat la loc. Acordăm o diploma. Am complotat cu Dorel. Să-i acordăm o diploma. Îți facem gata. Nu știu ce e cu el. Mai vorbesc de microfon, gata. Pentru că și eu și Dorel suntem vicepreședinți la Liga Scriitorilor Român Filiala Brașov, am completat cu el să acordăm o diplomă doamnei Viorica Popescu-Cojocaru, președinte de onoare a Festivalului Concursului Breaca o Poezie, în semn de înaltă considerație, prețuire și recunoștință pentru implicarea și susținerea în organizarea acestui eveniment cultural-artistic de suflet și popularizarea valorilor culturale românești. Așa, mai avem, mai acordăm o diplomă. Altă, acum îi dau cuvântul pentru că am acordat diploma doamnei Viorica Popescu-Cojocaru. Îi dau cuvântul. Această afirmație, negație, da și nu, de fapt e brașoveană, e a mea. Da? Împart cu dumneavoastră. E de fapt o artistă desăvârșită, dar nu în cuvinte, are și diplomă de artistă. Și vorbesc serios, a absolvit o școală specială. De aceea ne bucurăm atât de mult pentru ea. S-a și înroșit, îmi place asta. Trăire și mai înaltă. Așadar, Florentina Danu, ești la Brașov, ești la Buzău, ești la Chișinău, ești în Tulcea și unde mai vreți. E o bucurie, e o valoare și aduce în suflet ceea ce puține evenimente ne traduc în poezie și exteriorizare. Văd aici atâta tenerețe. Vă felicit sincer pentru această înaltă trăire. Este cu totul deosebit. Îi se datorează multe lucruri de acest gen. Diploma de excelență și coroana cu lauri o acordă Liga Scriitorilor Români, Filiala Brașov, doamne Florentina Danu, pentru spontaneitate, farmec, umor, popularitate și moderarea impecabilă a Festivalului Internațional Iubirea ca o Poezie 2023. Viva Crescat Florea! Bravo, Florea! Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc tuturor. Da, o să îmi citesc și eu. Da, tu trebuia să mă și găsești dacă tot vrei să citesc. Cine mă caută și pe mine pe aici? Până mă găsiți pe mine. Căutați-mă, căutați-mă. Am și eu niște diplome de dat din partea Ascior Filiala Brașov. Căutați-mă cu bani. Da. Mulțumesc frumos! Diploma de onoare se acordă doamnei Florentina Savu.
din partea Știor Brașov. Sunt emoționată, e prima diplomă pe care am dat-o și sunteți prima și ați primit-o. Diplomă de excelență, Teodora Cristina Jirlăian. Bravo! Bravo! Diplomă de merit, Lăcrămioara Teodorescu, partea Știor Brașov. Lăcrămioara este Moldova. Lăcrămioara este Moldova. Mai aproape de noi. Act de recunoștință se acordă doamnei Alina Spătaru în semn de mulțumire, de apreciere și recunoștință privind contribuția și intervenția noastră către zilea neamului pentru contribuția adusă la ridicarea neamului prin credință, cunoaștere și cultură. Felicitări! Da. Și pentru că eu am fost mai des premiată de doamna mea, iubita mea doamnă Viorica Popescu Cojocaru, act de recunoștință din partea Știor Brașov. E chiar acolo în fața dumneavoastră. Simbol al entuziasmului și al bucuriei de a trăi este și de perspectivă o bucurie a împletirii vieții cu alb și negru, așa cum e danul. De fapt, o bucurie, da și nu, și să ne gândim la dumneavoastră, domnul Mușat, ca cu adevărat modelul demn de urmat în orice moment al zilei, în orice eveniment pe care trebuie să trecem cu bine. Sunteți modelul nostru de testare a vieții. Vă mulțumim cu recunoștința și sunteți inițiatorul acestui act și vor înțeleg, da? Și avem și la Brașov cel mai potrivit om. Felicitări! Dorin, vrei să citești pe Florentina? Florentina, Dorin, vrei să citești o poezie din antologie, da? Bine. Dar tu ce dau cuvântul, Dorin? Hai, pregătește. Mămica mea, de la Brașov. Mămica noastră. Felicitări. În sfârșit, după atâția ani, vă premiez. Deci m-ați crescut bine. Da, da, da. Mulțumesc. E o bucurie. Mulțumesc. Hai, așa e. Așa e. Așa e. Mă bucur că particip la această întâlnire de suflet, la aceste evenimente cultural-artistice, GMN, elogiul iubirii și iubirea ca o poezie, felicit organizatorii și doresc multe evenimente de acest gen la mulți ani, felicitări organizatorilor. Vă îmbrățișez pe toți și vă citesc o poezie. Pe trupul tău înflorit un sărut. Un sărut aprinde în inima mea focul și-ntoarnă în sânge vintea somie făcându-l să fiarbă.
Rupte stele îmi crește în suflet, vârtugul se face păpaie. Palme fierbinți, stârnesc ploi de fiori, în trupurile ce se caută, răspunzând la chemări neștiute ce vin din adâncuri. Ne regăsim pe aceeași lungime de undă, vibrând în bucuria divină, într-un vârtej ce ne soarbe, când dorurile palpită, zvâcnind în balans, și seva de viață se revarsă în esență de floare. Mulțumesc! Pentru că mi s-a cerut să citesc o poezie din antologie, de-aș fi un înger, mi s-a spus deseori, în sufletul tău e multă lumină. Dacă ai avea aripi, categoric ai fi un înger coborât pe pământ. Oare? De-aș fi un înger, aș face să dispară toată răutatea pământului. Aș exila tristețea pentru vecie, cu mii de lanțuri ca să nu mai frângă suflete după suflete. De-aș fi un înger, aș înzestra tot pământul cu iubire și aș podobi grădinile cu buchete de zâmbete. De-aș fi un înger, m-ar durea fiecare pas, iar tălpile mi-ar lua foc de la atâta ură. Pentru că lumea e oarbă, e tristă, e nechipzuită și se îndreaptă tăcută spre o cale fără întoarcere. Credința în îngeri e din ce în ce mai firavă, cu fiecare gând mai cade câte o aripă. De-aș fi un înger, oare cât aș rezista într-o lume în care aripile cad una după alta, iar îngerii devin din ce niște trecători prin viață, cu ochii triști și răni deschise. Nu sunt înger, mai greșesc. Seara doamna Ioana Spătaru m-a rugat să citească o poezie. O invit. E pregătită? Pe urmă vom mai face câteva momente poetice și pentru ceilalți, dar pentru că m-ai rugat și pentru drumul pe care l-ai bătut și pentru care l-ai făcut. Felicitări cu această sfântă sărbătoare de astăzi, Duminica Mare, Rusaliile. Se vede că binecuvântarea lui Dumnezeu inundă în această sală aceasta cu iubire, cu multă dăruire de sine și aș vrea să spun poezia Fir de colb. Fir de colb bătut de vreme pe pământ rătăcitor, mă având în zări senine, parcă simt ușor că zbor. Vântul mă ridică în ceruri, plaia-mi spală din păcate, rătăcind pe drumul sorții, tind să ies din neagra noapte. Călător prin astă lume n-aud bine și nu văd, dar un lucru mă mai ține, că în Tatăl nostru cred, caut calea înțeleaptă pe cărarea larg divină, rog pe Maica Preacurată să mă scoată la lumină. Dorurile mă fărâmă și amarnic mă zdrobesc, din durerea ce mă apasă încerc trepte să-mi clădesc, sor cu nectarul de iubire îngropând totul ce doare, călăuza mie credința, ea mă ține pe picioare. Mă având cu aripi frânte, nu spre slavă și putere, însă caut fericirea în cereștile averi, unde fapta, simplitatea se împletesc într-o cunună și dreptatea stăpânește înțeleaptă punct să pună. Unde visele frumoase se împlinesc la orice pas, dragoste vorbește haric, bucuria are glas, unde nu există ură, răutate și tristețe, unde liniștea inundă cu parfum de tinerețe. Vă mulțumesc! Și am venit cu trei buchete mari din Basarabia. Unul e de felicitări, altul de mulțumiri și altul de multă prețuire pentru doamna Marilena Reghinaru și doamna Mirela Menuță, organizatoarea. Mulțumim. N-a primit nicio diplomă omul acesta astăzi. Oare merită? Cum arăta gândurile noastre frumoase. Deci, iată, suntem în consens.
Eu m-am gândit de mult la acest moment, pentru că numai încercând această experiență ne dăm seama cât de greu este. O pălărie chiar prea mare pentru unul singur, dar a dus-o cu bine. Valena, cum să-ți mulțumim? Noi, tot simbolic, avem și două diplome, tot din partea Legii Schitorilor Brașovin, dar nu numai, din partea tuturor, și atât moldovenește, mă copleșesc de fiecare dată. De unde aveți frunza aia de nuc? Pentru că astăzi s-a împărțit, într-adevăr, de rusale frunza... De la biserică, am fost la biserică dimineața. Îmi pare rău, n-am fost și eu. Să ne dați o bucățică de acolo. E un simbol și iată și poezia, acum auzită, înseamnă credința adevărată, credința moldovenilor care și-au dublat durerea, bucuria, speranța prin iubirea către Dumnezeu. De fapt, voiam să spun chiar mai înainte. S-a spus că poezia este un dialog cu tine însuți. Așa cum o rugăciune înseamnă dialog cu Dumnezeu. Și dacă nu-L avem pe Dumnezeu, nici poezie nu putem avea, sincer să fim, pentru că poezia trebuie să fie optimistă, luminoasă. Mi s-a spus de mult că eu nu gust deloc poezia tristă și care mă face să plâng decât în situații foarte rare. Dar dumneavoastră ne-ați demonstrat încă o dată credința, dragostea, convorbirea cu Dumnezeu prin poezie. E dialogul direct al omului cu poezie. Valena, nu știu cu cine a discutat ea și cât de frumos știe să discute cu toată lumea deodată. De aceea îi acordăm o diplomă de excelență și cununa de lauri, cu lauri, doamne Marlena Reghinaru din Buzău, în semn de înaltă considerație, prețuire, recunoștință pentru organizarea impecabilă și dăruirea în acțiune Festivalului Internațional Iubirea ca o Poezie 2023 și popularizarea valorilor culturale românești. Viva Crescat Floreal! Și în mod simbolic, ce tot zicem de coroniță? Bravo, Marlena! A fost mai înainte planificată și am reținut-o, Marlene Reghinaru. Asta aici proaspătă, da, aici complotată cu domnul Dorel Mancaș. Deci, iubirea ca o poezie, Marlena este o iubire pentru oameni și de aceea îi se întorc atâtea mulțumiri și iubire pentru că merită iubire. E bine să și plătim, benefic. Așadar, doamne Marlena Reghinaru, pentru risipirea simțirii de spirit românesc în tot și în toate, din sărbătoarea iubirii și a prieteniei. Viva Crescat Floreal, Marlena! Mai dăm trofeu? Mai recităm niște poezii? Poza cu diplomele! Poza cu diplomele! Hai să dăm și trofeu! Poza cu diplomele! Poza cu diplomele care le-a spunit! Gata! Dă medalie, nu medalie! Așa, medalie și... Și de asta... Cupă, nu are? La anul! Ne gândim mai bine. Marlena, meriți, da, știi ce? M-am gândit așa să se gândau pe toate cele de acolo, că le meriți. E un lucru special. Arată așa, vreo două. Hai, toată zic aici lângă mine, ce e? Avem rămas acolo, chiar brașoveni, brașoveni din Liga Scriitorilor Brașoveni și așa anunțat pe domnul tot, dar și domnul profesor de aici, din Cisleu, Gigi Onea, venit special, cât e anunțat, da? Ce bine, ne bucurăm mult și avem încă. Hai.
Și pentru că am hotărât ca să nu mai dăm trofeul, vă invităm pe Florentina Adamu să cânte până